Dar cine nu știe, mă rog să nu spun despre ce-i vorba. Era odată o echipă românească de canoe. O societate română și una japoneză decis să se întreacă în fiecare an într-o cursă de canoe cu 8 oameni. Cele două echipe se antrenează dur, astfel încât în ziua cursei erau în cea mai bună formă. Totuși japonezii câștigă până la de 1 km. După înfrângere, moralul echipei românești era foarte scăzut. Conducerea decide că anul următor trebuie să câștige și începe un studiu pentru a examina problema. Studii facem, suntem la planul la tot. Grupul de studiu a descoperit, după numeroase analize, că japonezii aveau 7 vâslași și un capitan. Da, aveam 7 căsătari și un vâslaș. Iar echipa română nu avea decât un vâslaș și 7 capitani. Datorită acestei situații de criză, managementul dă dovadă de o mare inteligență. Angajează imediat o societate de consiliere pentru a analiza structura echipei românești. După luni lungi de muncă, experții ajung la concluzia că echipa română are prea mulți capitani și nu de ajuns vâslași. Pe baza acestui raport, s-a decis schimbarea imediată a structurii echipei. Ca urmare, vor fi 4 comandanți, 2 supervizori, un șef supervizor și un vâslaș. Adică, 5 cu mapa și 2 cu lopata. În plus, au introdus o serie de măsuri pentru a motiva vâslașul. Trebuie să ameliorăm condițiile de lucru și să-i dăm avantajele responsabilității. Anul ce urmează, japonezii câștigă cu navaze de 2 km. Firma românească concediază imediat pe vâslași din cauza rezultatelor foarte obținute în muncă. În același timp, dă câte un bonus comandanților care compensă pentru motivația de care echipa a dat dovadă. Societatea de consiliere va pregăti o nouă analiză în care va demonstra că tactica aleasă a fost bună, că motivația a fost bună, dar că materialul folosit trebuie îmbunătățit. În prezent, firma românească pregătește un nou model de canoe. Câteva vorbe de duc, oamenii nu sunt lenești, doar au niște țeluri care nu îi sufletesc. La fel și familie, trebuie să căutăm țeluri și de fiecare dată perspective, locuri înspre care... Dacă nu vrei să ajungi nicăieri, nici nu te rătăcești, nici nimic, stai și te complaci, ești în zona de confort și stai și așezi. Asta e marea greșeală noastră. Noi am fost obișnuiți să nu avem inițiative, să ni se dea. Să ni se dea, să ni se ceară. Dacă nu ni se cere și nu ni se dă, se determină, nu știu ce să facem. Și spunea cineva când, de obicei, cum oamenii sunt, toți se plâng de libertate, că nimănui nu-i place să îi se spună ce să facă, că sunt deștept. Dar atunci când oamenii sunt lăsați să decidă, încep să se imite unii pasii că nu știu ce să facă. Întotdeauna putem fi mai buni decât credem și e bine de reținut. Și am o grămadă de exemple așa pe care le-am văzut. Nu vă lăsați opriți de ceea ce nu aveți. Lăsați-vă ghidați de ceea ce aveți. Da? Hai să vedem, să ne concentrăm pe soluție, nu pe problemă. Hai să vedem ce resurse am pe care să le pot folosi. Nu să încep să mă plâng mereu că n-am asta. Niciodată nu o să avem totul. Dar în schimb putem să folosim ce avem. Dacă reușim să folosim ce avem cât mai bine, vom ajunge undeva decât să stăm mereu să așteptăm și să cerem ceva. Dacă veți face ceea ce ați făcut întotdeauna, veți obține ceea ce ați obținut mereu. Asta îmi place mie cel mai mult. Și de aici apar cele mai multe probleme. Tu faci mereu același lucru și te aștepți să obții rezultate diferite. Păi cum? E ca și cum ai intrat într-o cameră, faci mereu același întrerupător și nu te aștepți să deschidă fereastra, nu s-a prindă bec. Și ești dezamăgit că de ce nu s-a deschis fereastra. Nu. Schimbăm. Schimbarea e în noi. Dacă vrem să-i facem pe ceilalți să schimbe, trebuie să ne schimbăm noi atitudinea față de ei. Să ne mutăm în altă parte, să deschidem altfel. Succesul e o stare de spirit. La fel și înfrângerea e tot o stare de spirit. Ține dură, e raportat la dorințele noastre. Ușor de vreun, nu pas înainte. Dar bineînțeles. Dacă fixezi niște dorințe, niște așteptări prea mari, normal că voi fi dezamăgit și trăiesc sentimentul înfrângerii fiecare zi. Dacă nu reușesc să mă evaluez obiectiv. Pe măsura puterii. Exact. Nu există eșec dacă nu îți impui limită de timp. Atunci apare eșecul. Că n-am reușit să termin tot cu... Dar... Mă refer la chestiunile personale, care noi ne impunem. Sunt situații cu deadline-uri și alte lucruri, dar atunci... Pur și simplu nu le-au ca ieșit. Atât am putut să fac în momentul respectiv. În
Nimic de felul aceasta nu-ți poate lua povara de pe umeri în afară de sentimentul succesului. Esențial în viață să ne concentrăm asupra ceea ce vrem și nu asupra ceea ce nu vrem. Că sunt multe lucruri pe care nu le vrem, dar sunt puține cele pe care le vrem. Hai să ne canalizăm toată energia spre ceea ce vrem să obținem, nu spre ce nu vrem. Că nu s-a acoperit niciodată ceea ce nu vrem. Atunci când credem că putem reuși, cum vom reuși, va veni de la sine. Credința sparge munții. Folosiți cuvinte și expresii care produc imagini mentale importante, pozitive, da? Imaginează-ți cum ar fi dacă am face împreună lucrul ăsta, dacă am merge în curte, sau cum ar fi dacă tu ai reușit să-ți iei examenul ăsta și cum ai crește în ochii colegilor, cum te-ai împrietenit, cum ai merge mai departe, să... Da? Deci să încercăm să strânim un pic imaginația celorlalți, că imaginea are o încărcătură afectivă mai mare decât cuvintele, mai ales cele de critică și ocară. Comportați-vă așa cum vreți să vă simțiți. Vreau să mă simt bine, să mă compor ca și cum aș simți bine. Nu contează unde ați ajuns până acum, ci în potrivă vreți să mergeți mai departe. Și vă mulțumesc pentru atenția la prezentarea aceasta.